Rodbun relansează doi hibrizi de porumb creați la începutul anilor 90. Vedetele sunt F376 și Olt și urmează să fie cultivați pe o suprafață totală de 2000 de hectare de grupul de agribusiness Rodbun. Dar să știți că vedete sunt și angajații companiei. Grupul Rodbun va gestiona formele parentale ale celor doi hibrizi și îi va produce la nivel național, având o echipă cu adevărat dedicată agriculturii românești. Am filmat chiar la cei care vor cu tot din adinsul să relanseze această realizare a agronomiei naționale, realizare ținută la dospit, ca să zic așa, aproape 30 de ani. Bine ați venit în casa noastră nouă. Ne-am mutat la începutul lunii ianuarie. Este un proiect menit să aducă fericire pe echipul angajaților. L-am făcut după plăcerea noastră. Ne simțim bine, putem să ne petrecem aici 10 ore pe zi, 14 ore pe zi. E un mediu frumos, plăcut și parcă nu mai apare vreo urmă de stres sau ceva la locul de muncă. Se spune că în agricultură, mă rog, ar trebui să fie acolo pe câmp, dar în același timp trebuie să ai și în spate un suport din toate punctele de vedere, și tehnic și financiar, foarte puternic. Asta încercați să faceți aici, în noul sediu? Într-adevăr, trebuie să fie cineva și pe câmp. Dar în cazul în care te-ai extins la nivel național, trebuie să ai un centru de comandă de la care trebuie să supraveghezi totul, să manageriezi practic. Și asta o facem noi de aici. Puțină lume știe faptul că Rodbun este o firmă 100% românească. Am început acum 15 ani de la zero, sau mai jos decât atât, da? Deci trebuie bani împrumutați. Dorința a fost să creăm un business bazat pe încredere în echipă și în produse. Am avut o dezvoltare corectă, aș putea spune eu, cu niște ani în care, într-adevăr, am ars niște etape. Avem o doză mare de patriotism în spate, după cum o să vedeți și în sediu, sunt urme ale acestei trăiri. Lucrurile au mers bine, dar ne propunem acum să atingem noi culmi. Dezvoltarea noastră a fost de la 0 la 100 de milioane de euro. Da? În următorii 10 ani ne propunem să ne dezvoltăm de la 100 de milioane la 1 miliard de euro. Deci planurile noastre sunt mari pentru că noi suntem tineri, ne place foarte mult ceea ce facem și avem în permanență gânduri de dezvoltare.